Ana Maria Prodan a amintit tuturor că nu este o femeie care poate fi uitată. Pentru cine a scris impresara mesajul? Ana Maria Prodan atrage de fiecare dată atenția asupra sa prin dezvăluirile pe care le face zilnic. Jucăușă și glumeață din fire, impresara a aruncat o nouă bombă în mediul online, prin care a dat de înțeles că este genul de femeie pe care un bărbat o ține minte toată viața. Cu numai câteva ore în urmă, a postat în mediul online un mesaj cu subînțeles, care s-ar adresa bărbaților care au pierdut-o, începând cu fostul său soț. Indiferent de ținta mesajului postat de Ana Maria Prodan, toată lumea știe că impresara nu este deloc o femeie care să fie trecută cu vederea sau uitată, mai ales de bărbații care au trecut prin viața ei, cel mai recent fiind Flavius Nedelea, cu care a avut o relație scurtă, dar cu care a menținut o relație frumoasă de prietenie după ce au decis să pună capăt relației lor. Tu nu mă poți uita, fiindcă mintea mea a rămas în mintea ta, a fost mesajul pe care Ana Maria Prodan l-a postat în mediul online. Pe lângă talentul de neegalat pe care îl are în afaceri, Ana Maria Prodan este și o foarte bună actriță. Alături de fiul ei Bebeto, impresara a filmat vreme de 3 săptămâni pentru un film de comedie în regia lui Iura Luncașu. Are o relație foarte bună cu toți colegii săi și se pare că s-a descurcat de minune pe platourile de filmare, chiar dacă face acest lucru pentru prima dată. Am filmat 3 săptămâni în Bali. Este ceva minunat să poți să joci într-o comedie și să ai și norocul de așa colegi de platou. Le mulțumesc din suflet pentru fiecare sfat pe care mi l-au dat. Iura Luncașu este o minune de om, care va rămâne în sufletul meu forever, a mărturisit Ana Maria Prodan.